Iar Donald Trump are donatorie și din România. Controversatul influencer Andrew Tate a anunțat că dă numai puțin de 200.000 de dolari pentru campania Republicanului. Anunțul a venit imediat după condamnarea primită de Donald Trump. Tate nu are voie, vă reamintesc, să părăsească țara noastră fiind judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și mai este judecat și pentru două violuri.